Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Salut! În continuare vă voi prezenta motocultorul cu remorcă, diferențial și tracțiune 4x4 de la ProGarden. Acest motocultor este un model foarte nou, care va fi disponibil pentru cumpărare din anul 2023, însă varianta scoasă la vânzare poate să fie ușor diferită de aceasta. Ansamblul este format din două părți, un motocultor, care are două prize de putere și o remorcă cu transmisie prin cardan și diferențial cu sateliții. Pe lângă priza de putere obișnuită, cu pană, disponibilă pe majoritatea motocultoarelor cu cardan și motor mai mare de 9 cai putere, acest model este prevăzut cu o priză de putere specială cu caneluri. Dacă prima priză de putere este sincronizată cu motorul, având întotdeauna același sens de rotație, cea de-a doua este sincronizată cu roțile și are turație diferită în fiecare treaptă de viteză, iar în marșalier își inversează sensul de rotație. În continuare vă voi arăta cum funcționează diferențialul motocultorului, acel sistem independent de decuplare al roților de la transmisie și diferențele dintre cele două prize de putere. Prin acționarea manetelor de decuplare de pe ghidon se întrerupe transmisia mișcării de la motor la roată, astfel obținându-se un control mai bun al utilajului în viraje sau la frezat. În imagini se poate observa cum se deconectează independent fiecare roată, precum și rotația celor două prize de putere. Priza a doua de putere se mișcă împreună cu roțile, având sensul de rotație corelat cu sensul de rotație al roților. Acesta e diferențialul. Dacă în vârst de cardan se mișcă amândouă roțile și dacă blochez pe una, turația celelalte se dublează. Și invers în vârstă. După montarea obloanelor remorcii, putem să facem probe împreună cu motocultorul. În aceste imagini, puteți observa transmisia prin cardan dintre priza de putere și remorcă. Iar aici se poate vedea garda la sol și diferențialul remorcii. Deci blochezi diferențialul motocultorului să vedem tracțiunea pe remorcă. Practic îi muți tracțiunea pe spate. Pe spate, da. Motocultorul are diferențial și poți să-i oprești tracțiunea de pe roțile din față. Lucrăm doar cu remorcă. În acest test, deoarece motocultorul este foarte puternic și remorca este goală, roțile acesteia patinează. Pentru a observa foarte clar tracțiunea 4x4, am suspendat remorca și motocultorul și am efectuat câteva teste. Acum este activată tracțiunea pe toate cele 4 roți. Iar aici se vede funcționarea diferențialului remorci. Astfel, dacă o roată se învârte mai încet, diferența de viteză este transferată automat celelalte roți. Iar aici, puteți observa că roata din dreapta a motocultorului este decuplată de la transmisie.
Am continuat testarea manevrabilității doar cu tracțiunea pe spate, pe remorcă, care s-a dovedit a fi excelentă, mult superioară tracțiunii pe față, unde nu avem un diferențial la fel de performant ca cel de pe remorcă. Astfel, dacă nu transportăm o încărcătură grea pe o suprafață cu aderență scăzută, decuplarea roților motocultorului de la transmisie oferă o manevrabilitate mult mai bună. Tracțiunea 4x4 poate fi folosită tot timpul, însă pentru acest ansamblu este posibilă și tracțiunea doar pe roțile din față sau doar pe cele din spate, în funcție de caz sau de preferințele fiecăruia dintre voi.